Lesson my great family because of the family dito. So as for Rosmundo, Churchill fue presentado a usted, así es que ya le ado a parte a un texas pre-reforma de que era de edad dentro de la legera de texte que era publicada en un editor. Prima parte a cui text care discută despre reforma în context românesc, am prezentat-o la simpozitul de la Iași. Ceea ce încerc să prezint astăzi este istoria unui peregrinaj spiritual în spațiul reformă, spațiul românesc al reformă. Și înainte de a începe să citesc textul, vreau să vă spun că socotesc acest text ca un soi de datorie de onoare față de tradiția ecclesială, căreia îi sunt dator cu mult din ceea ce sunt în calitate de creștin. La 500 de ani de la acest eveniment tulburător în istoria bisericii, reforma rămâne, cred eu, o pricină de confuzie în cultura românească. Și în mod oarecum surprinzător, și în spațiul protestantismului românesc. Sigur, avem de-a face cu o realitate complexă, determinată de o mulțime de factori care au influențat diverse grade efectul despre care vorbim. În textul pe care l-am citit la Iași, sugeram că avem de-a face cu o imagine confuză a reformei atât în spațiul ortodox, din pricini eminamente istorice. În ciuda faptului că reformatorii au încercat să se apropie de lumea ortodoxă din pricini de alianță anticatolică, dar de asemenea din pricini de mărturie creștină, ca să se spune eufemic, de fapt era vorba de prozelitism, o istorie cu meandre, cu lumini și umbre, care în ansamblu a creat o atitudine de suspiciune. Sigur, e vorba și de faptul că Ortodoxia și bisericile de acus, catolică, protestantă, reprezintă paradigme teologice radical diferite. Și în cursul istoriei, cele două au migrat în direcții diferite. Ruptura, divorțul s-a produs la 1054, dar îndepărtarea celor două tradiții, apuseană și răsăriteană, a început mult mai devreme, întotdeauna în jurul 1500, dar până și a trăit. Întreagă fie vorba, Marea Schismă n-a fost prima schismă. A existat cel puțin două schisme anterioare, la 431, când s-a format Biserica Siliană, Nestoriană și apoi la 451, când s-au desprins bisericile ortodoxe orientale, non-Calcedonia. Reforma este o altă schismă, nedorită, desigur, de reformatori, dar, vai, accidentele istoriei au condus la această ruptură și apoi la consecințele. Istoriile comunităților, fie că este vorba de cele religioase sau de altă natură, sunt, în cele din urmă, suma istoriilor personale ale membrilor acestor comunități. Un plus reprezentat de dinamica raporturilor între aceste istorii și subiecții acestora. În ceea ce urmează, încerc să trasez reperele acestui peregrinaj spiritual de care vă vorbeam la început. Începuturile și criza marxistă. Istoria religioasă a autorului acestui text începe în urmă cu circa 60 de ani, într-o mică comunitate de creștini după Evanghelie. Bunicii săi, care i-au fost modele în copilărie, mai ales cel pe linie maternă, fusese în anii 20-30 ai secolului trecut, primii evanghelici în satele lor. Acolo, ei au trăit excesele începuturilor, au fost batjocoriți de consăteni, au avut parte de bătăi crunte, fiind purtați din post în post de poliție în timpul guvernării legionare și au supraviețuit cum au putut în perioada comunistă.
Evanghelia predicată în adunarea în care se închinau părinții săi era una a retragerii din lume și așteptării răbdătoare a unui salvări care avea să vină la revenirea iminentă a lui Hristos în slavă, pentru a-i lua la sine pe ai săi și a-i salva din această lume rea. O asemenea credință care lăsa prea puțin loc pentru preocupări ce țineau de existența terestră, avea prea puține șanse de a fi atrăgătoare pentru un licean. Așa fiind, la vârsta adolescenței, autorul s-a simțit atras mai degrabă de marxism, care îi părea mult mai pedestru și mai preocupat, cel puțin în teorie, de problemele reale ale lumii, precum sărăcia și nedreptatea, care îi interesau în acea perioadă a vieții în cel mai înalt grad. Fiind însă, împreună cu tatăl său, un ascultător avid al emisiunilor postului de radio Europa Liberă, el făcea o distinție clară între marxismul idealist, de care se simțea atras, și comunismul, care era responsabil pentru situația precară în care se afla propria țară. De asemenea, nu rezona nici de cum cu ateismul adiacent acestei ideologii. Această criză însă nu a durat foarte mult. Înainte de a împlini vârsta maturității, o serie de experiențe de viață l-au făcut să pună la probă convingerile lui marxiste și le-a găsit lipsite de substanță. A concluzionat, deci, că dacă ele nu pot reprezenta o soluție la problemele lui, pretenția acestei filozofii de a oferi o soluție la problemele societății este lipsită de acoperire. Al doilea pas, convertirea și întâlnirea cu fundamentalismul. Această criză existențială a precipitat convertirea. A devenit apoi, prin botez, membru al unei mici comunități baptiste în care a început să se implice, mai cu seamă în activitățile grupului de tineri de acolo, al căror lider a devenit curând. Marxismul său idealist a lăsat locul aproape instantaneu unui anticomunist funciar, care l-a condus destul de repede la implicarea într-o mișcare de rezistență față de persecutarea creștinilor din România de către regimul comunist, ceea ce i-a atras, așa cum era de așteptat, atenția securității. Această fază a vieții este amplu documentată de dosarul de la securitate. Sare de cele fapte. Unii dintre primii săi mentori în materie de credință i-au călăuzit pașii către o înțelegere extrem de conservatoare, dacă nu cumva de dreptul fundamentalist a credinței. Pe lângă interpretarea literalistă a textului biblic, aceasta implica și o abordare dispensaționalistă a istoriei mântuirii, o serie întreagă de obsesii escatologice, un tricotomism dogmatic și multe altele asemenea. 3. Salvarea prin teologie și rolul interacțiunii cu ortodoxia. Întâlnirea cu conceptul și practica uceniciei creștine a fost un moment de turnură în evoluția sa spirituală, care l-a orientat de la concentrarea pe acțiuni publice, pe predicare sau rezistență în fața persecuției, înspre investiția în formarea holistică a unui mic grup de discipoli după modelul lui Iisus Hristos. Contactul cu opera lui Francis Schaeffer, un maestru de care s-a despărțit între timp, i-a deschis ochii cu privire la responsabilitatea angajării creștine în sfera culturii. Această revelație personală l-a condus în cele din urmă la implicarea într-un proces îndelungat de formare teologică, în sensul general al termenului, cu accent pe hermeneutica biblică și teologică, pe teologie dogmatică, teologia culturii, în particular de studierea aprofundată a teologiei ortodoxe, tradiție care a marcat în chip hotărător formarea spiritualității românești. Interacțiunea cu gândirea teologică ortodoxă în general și cu aceea a părintelui Dumitru Stăniloae, cel mai important teolog român, în particular, a reprezentat începutul unui pelerinaj spiritual și teologic care a condus în cele din urmă la confirmarea sa în anul 2009 ca membru al comunității anglicane, care a reprezentat și pentru el o veritabilă via media între tradițiile creștine istorice și comunitățile reformei radicale din care provenea el însuși. Iată pe scurt elementele principale, 7, care au marcat acest pelerinaj teologic și spiritual.
primul pas. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Desigur, toate tradițiile legitim creștine afirmă dogma Sfintei Treimi, formulată de Sfinții Părinți ai Bisericii în secole 4-5. Există însă o mare diferență între consistența cu care este articulată triadologia și implicațiile teologice și practice ale acesteia în diverse tradiții creștine. Întâlnirea providențială a autorului acestui text cu teologia trinitară a Părintelui Staniloae a fost o adevărată revelație din acest punct de vedere. Staniloae nu numai că afirmă dogma Sfintei Treimi, ceea ce nu surprinde pe nimeni, dar întregul său edificiu teologic este construit pe temelia unei înțelegeri personaliste a Treimii. Teologia sa, neopatristică, nu începe așa cum este cazul în teologiile sistematice vestice, cu o prolegomenă în care să argumenteze valoarea și autoritatea Scripturii ca sursa cunoașterii lui Dumnezeu, ci, în concepția teologului ortodox român, revelația decurge în mod natural din existența unui Dumnezeu treime, care nu numai că se bucură de comuniunea perihoretică a relației de iubire între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ci a și creat din prea plinul acestei iubiri nu doar lumea materială, ci și ființele umane, purtătoare ale chipului său, cărora apoi li s-a revelat întâlnirile tipuri de anul istoriei și timp suprem prin întruparea Fiului său, Iisus Hristos. Al doilea element. Dinamica relației între Scriptură și tradiție. Mărturia acestor descoperiri de sine ale lui Dumnezeu au fost păstrate mai întâi în tradiția orală, în grecește, paradosis. Și apoi aceasta a fost transpusă în scris, printr-un proces complex de-a lungul multor secole și după secole de frământări, în urma unui efort de discernere sub călăuzirea Duhului Sfânt, a dat naștere în cele din urmă la canonul Scripturii. Fără înțelegerea revelației lui Dumnezeu și a procesului prin care experiența de descoperire de sine a divinității este receptată, transmisă în timp și în cele din urmă fixată în scris în textul biblic, respectul pentru Sfânta Scriptură poate deveni și a devenit adesea între creștinii conservatori pură bibliolatrie. Dar din contextul iluminist în care au apărut evanghelicii și dată fiind centralitatea Scripturii pentru aceștia, bibliocentrismul, cum îl numește Babington, o chestiune de extremă importanță este revitalizarea spațiului eclesial evanghelic și una de care depinde, credem noi, însăși supraviețuirea acestei tradiții eclesiale este revizuirea concepției despre natura și rolul Scripturii, dar și a abordării hermeneutice a textului sacru în contextul postmodernității. Din această perspectivă, pentru autorul acestor rânduri, mutația de la o perspectivă individualistă în interpretarea Scripturii, prevalentă în mediul evanghelic, către înțelegerea rolului de comunitate hermeneutică pe care o joacă Biserica, în sensul ei universal, a jucat un rol decisiv în apropierea sa de reforma magisterială. Al treilea element. Importanța rădăcinării istorice a credinței creștine. Dumnezeu vorbește oamenilor nu doar prin Scriptură, ci și prin creație în general și prin istorie în particular. Rădăcinarea istorică a credinței creștine, care este esențială pentru sănătatea credinței și protecția în fața diverselor erezii și extremisme, a constituit un pas mai departe în procesul apropierii de anglicanism. Aprecierea și respectul pentru contribuțiile esențiale ale comunităților creștine istorice, formularea dogmei Sfintei Treimi, definițiile cristologice, canonul Scripturii și altele asemenea, au subliniat odată în plus nevoia unei revizuiri a rolului, a înțelegerii rolului istoriei, cu toate contorsiunile și contradicțiile ei, în formarea și maturizarea diverselor comunități eclesiale. Crescând în contextul unor comunități ce țineau de reforma radicală, autorul a căpătat foarte devreme impresia că, practic, între viacul apostolic, descris în textul Noului Testament, și venirea baptiștilor în România la mijlocul secolului XIX, n-a fost nimic cu adevărat semnificat. Așa cum puteți observa, această concepție reducționistă excludea, prin definiție, și perioada reformei însăși.
De unde sugestia prezentată în prima parte a acestui text cu privire la percepția deformată a protestanților români referitor la reformă. Vindecarea pentru o asemenea viziune istorică îngustă nu putea veni decât printr-o cunoaștere mai aprofundată a istoriei bisericii, dar și a unei teologii coerente a istoriei. O consecință logică a acestei evoluții în înțelegerea importanței pe care o are istoria pentru credința creștină a fost adoptarea unei suspiciuni funciare față de, ca aș numi, nostalgia trecucideală. Respectiv, în încercării comunităților ce provin din reforma radicală de a se întoarce la biserica primară. În cele din urmă, refuzul nostalgiei de care vorbeam mai sus este o chestiune de logică elementară. În definitiv, biserica primară n-a fost nici de cum o comunitate ideală. Este suficient să citim documentele Noului Testament. Pe de altă parte, chiar dacă aceasta ar fi fost una desăvârșită, cum pretinde nostalgia epocii de aur, condițiile care au dat nașterea acelei comunități au dispărut și nu se vor mai întoarce niciodată. Chemarea bisericii este de a trăi realitatea credinței în condițiile concrete în care ea ființează la un anumit moment istoric, dar și într-un anume context cultural specific. Al patrulea element. Redescoperirea bisericii una. Autorul are privilegiul de a se închina în prezent într-o biserică în care credincioșii rostesc în fiecare slujbă liturgică crezul niceo-constantinopolitan. Secțiunea eclesiologică a crezului afirmă cred într-o una sfântă, catolică și apostolică biserică. Este o afirmație pe care, înțeleasă corect, cu greu ar putea o face cineva care crede, precum mulți dintre evanghelici, că fragmentarea eclesială este cumva, într-un mod straniu, metoda lui Dumnezeu de a răspândi Evanghelia. Nici reformatorii înșiși, cum spuneam mai înainte, nu au intenționat să rupă unitatea bisericii vizibile. Așa ceva era complet exclus. Finalizarea ruperii de catolicism a fost mai degrabă un accident istoric. Sigur, nu ne facem iluzii cu privire la eventuala dispariție a confesionalismului. Dar dacă credem în acest adevăr al bisericii, una vom plânși mereu după unitatea pierdută a bisericii vizibile, rugându-ne precum Hristos ca toți să fie una. O asemenea tânjire cu greu ar putea crește pe terenul eclesiologiei minimaliste, promovate de majoritatea bisericilor evanghelice, inclusiv cele în care a fost implicat autorul acestor rânduri. Aceasta nu înseamnă nici de cum că nu există nicio speranță pentru cei care aparțin acestor tradiții eclesiale. Istoria personală autorul acestui text, oricât de puțin important ar fi, ea este o dovadă în acest sens. Mutația de la eclesiologia minimalistă a majorității evanghelicilor la o viziune plenară a trupului mistic al lui Hristos este imposibilă fără înțelegere profundă, fundamentată biblic și teologic, a celor patru caracteristici ale bisericii din crez. Unicitatea ei, sfințenia ei esențială, universalitatea ei și originea ei apostolică. Chestiune prea amplă pentru a fi discutată aici. Al cincilea element. Valoarea perenă a liturgiei. Revelația dată de Duhul Sfânt Apostolilor Domnului cu privire la biserică, această taină a lui Dumnezeu ascunsă de veacuri, Coloseni 1:26, a fost transmisă în prima parte a veacului apostolic prin viugrai, cu alte cuvinte, prin tradiție orală. Și a fost pusă în scris câteva decenii mai târziu în documentele Noului Legământ. Memoria acestui proces istoric, ca și a celor care a precedat sub vechiul legământ iudaic, a fost păstrată în întreaga biserică, sub diverse forme, în structurile liturgice ale slujbelor divine ale acesteia. În contrast cu cele de mai sus, tradiții eclesiale mai noi, mai ales cele evanghelice, izvorâte de reforma radicală, au împărtășit suspiciunea iluministă cu privire la tradiție și implicit față de predictibilitatea structurilor liturgice ale bisericii și au sanctificat improvizația și caracterul impredictibil al unor structuri minimaliste ale slujbei eclesiale, care, conform teoriei, ar trebui să caracterizeze adunările eclesiale evanghelice.
În pelerinajul teologic al autorului, clarificarea relațiilor nuanțate între scriptură și tradiție, de care și-a scris lucrarea de masterat, recuperarea înrădăcinării istorice a credinței creștine, redescoperirea viziunii bisericii una, a condus la o opțiune fermă pentru abordarea liturgii a închinării specifică mai degrabă tradițiilor care țin de reforma magisterială. Al șaselea element, teologia sacramentală. Ultima etapă, oarecum naturală, a acestui pelerinaj spiritual al autorului, penultima de fapt, care a și condus la trecerea sa la anglicanism, a fost revelația dimensiunii sacramentale a Eucharistiei. La un moment dat, la capătul acestui drum, autorul a găsit intolerabile formulări de genul aceasta semnifică, aceasta simbolizează, chiar aceasta nu este, cu referire la pâinea consacrată de slujitorii eclesiali înaintea împărtășirii în biserică cu trupul și sângele Domnului, despre care însuși Hristos spusese în noaptea instituirii, acesta este trupul meu. Desigur, această afirmație din Evanghelie indică o distinție clară între trupul fizic al lui Iisus din Nazaret, cel care oficia prima slujbă de Euharistie, trupul euharistic al Domnului, pâinea sfințită, și trupul eclesial al lui Hristos, ucenicii în acest caz care primeau împărtășirea. Dincolo de aceasta însă, reducerea în spirit zwinglian a Euharistiei la un simplu mecanism de rememorare era nu numai imposibil de susținut în baza unei exegeze solide a textelor revelate din Scriptură, dar și o veritabilă degradare a sensului acestui act sacramental, ceea ce reprezenta pentru el o îndepărtare inacceptabilă de la sensul plenar al tradiției creștine. Pentru autor, faptul de a se putea închina într-o biserică evanghelică ce promovează o teologie sacramentală coerentă, viziunea bisericii bună, valoarea liturghiei și înțelegerea sacramentală a închinării, o contura pentru autor o nouă viziune asupra spiritualității creștine care trece mult dincolo de practicile spirituale obișnuite ale comunităților evanghelice, reduse adesea la lectura privată, regulată a Sfintei Scripturi, rugăciune, cântare, dărnicie și altele asemenea. Acest mult dincolo înseamnă nu numai incorporarea în practica evlaviei creștine personale a diverselor discipline spirituale și formarea sub îndrumarea unui maestru sau director spiritual, ci și eliberarea de dualismul care reduce spiritualitatea la religiozitate și implicare eclesială. Pare că cea mai importantă descoperire în cadrul acestui pelerinaj spiritual de la reforma radicală către reforma magisterială a fost înțelegerea holistă a spiritualității, definită de creșterea permanentă în comuniunea cu Dumnezeu, prin Hristos și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Potrivit acestei viziuni integraliste a umblării cu Dumnezeu, spiritualitatea are de-a face cu toate dimensiunile existenței, personală, socială, culturală, economică, relațională, și are ca rezultat transformarea permanentă a creștinului în asemănare cu Hristos. Am să închei condensând ceea ce mai am de spus, încercând să răspund la o întrebare. De ce sunt protestant și nu ortodox? Am primit această întrebare de nenumărate ori. Răspunsul este unul simplu de rostit, dar riscă să deranjeze, deoarece, oricât de satisfăcător ar fi el pentru autor, el poate fi deranjant pentru alții. Răspunsul este pentru că structural sunt un protestant. Iată de ce. N-am fost niciodată impresionat de pretenția ortodoxă exclusivistă potrivit căreia biserica ortodoxă este singura biserică adevărată. Nu pot înțelege de ce o liturghie conturată în esența ei în secolul al IV-lea, în special pentru contexte monastice și care calchează în mare măsură ritualul la curtea împăratului bizantin, trebuie să rămână neschimbată secole întregi, deși condițiile care au dat naștere au dispărut. Nu rezonez nici cu conservatorismul funcțional care domină ortodoxia. Nu cred că ceva care este vechi este neapărat mai bun decât ceva care este nou. Sunt în definitiv un om modern. Finalmente, cea mai mare pricină de potignire reprezintă faptul că o teologie profundă și complexă a comunității, așa cum este cea ortodoxă, dă naștere de multe ori
la expresii absolut jalnice ale comuniunii eclesiale. În lumina acestor evoluții, pot spune, în acest moment al umblării mele cu Dumnezeu, mă simt confortabil în identitatea mea eclesială de anglican răsăritean, sacramental, ai church, post-evanghelic și post-conservator. Dacă această descriere vi se pare confuză, vă voi da dreptate. Dar vă voi încuraja spunându-vă că persoana din spatele etichetei este și mai greu de definit. Și mă opresc aici. Textul are un final, dar îl veți găsi în culegere. Vă mulțumesc!